Care sunt semnele care ne trimit la doctor, la medic, când vorbim de liteaza urinală? Liteaza urinară este o patologie destul de zgomotoasă, manifestată prin dureri acute, bruște, care determină prezentarea de urgență a pacienților la specialist. Aceste simptome sunt în special dureri situate la nivelul zonei lombare, adică acolo unde sunt poziționați rinichii. Această durere poate fi iradiată chiar și la nivelul abdomenului și către zonele genitale externe. Întotdeauna debutează rău, ca să zic așa, sau poate să fie și gradual, să fie o durere pe care o ignori, o lași să mai treacă și așa mai departe? Sunt situații deosebite, dar bineînțeles că atunci când debutul este brusc, acut și prezentarea se face de urgență, atunci de obicei patologia este mai importantă. Pacientul vine la ușa dumneavoastră. Ce se întâmplă din momentul acela? Din acel moment îl preluăm, îi recomandăm și efectuăm o serie de teste. Aceste teste sunt, așa cum a spus, bioumorale, analizele de sânge, analizele de urină și analizele investigațiile imagistice. Așa cum spuneam, ecografia este una dintre primele investigații care pot fi efectuate și au un rol deosebit de important în orientarea diagnosticului. Ce sunt investigațiile bioumorale? În special, ne referim la investigații de sânge care cuantifică funcționalitatea aparatului urinar. Aici mă refer la nivelul ureei, creatininei, clearance-ul creatininei, iar din urină evaluarea sumarului de urină și uroculturii. Toate au ca scop final punerea unui diagnostic cu acuratețe, da? Exact. De obicei, probele inițiale trebuie completate și cu investigații imagistice de înaltă acuratețe. Adică? Adică, cel mai frecvent, computer tomografia sau chiar rezonanța magnetică nucleară sau, mai vechi, urografia intravenoasă. Acolo vedeți calculi, pietrele în sine? Acolo se pune un diagnostic definitiv. Cu aceste investigații se pune un diagnostic definitiv și în funcție de ce ne spun aceste investigații, putem oferi alternativele de tratament. Care ar fi? În cazul litiazei aparatului urinar superior, alternativele de tratament chirurgical sunt reprezentate de metode minim-invazive. În ultima perioadă, metodele minim-invazive sunt cele mai de dorit. Acestea pot fi reprezentate de nefrolitotomia percutanată, în cazul litiazei renale, dar și de ureteroreoscopia flexibilă, cu fragmentarea cu laser a calculilor. E un aparat dedicat pentru asta, da? Este noutatea noastră și, să zicem, exclusivitatea noastră pe zonă, cel puțin în momentul acesta, prin care cu fibre de dimensiuni foarte reduse, de ordinul micronilor, reușim să fragmentăm acești calculi situați direct în sistemul pielocalicial, adică în rinichi. Acum sunt oameni și oameni, pacienți și calculi și calculi. Sunt mai mari, sunt mai mici. Care vă dau de furcă mai mult? Fiecare prezintă riscurile sale, dar în funcție de volum, dimensiune, localizare a calculilor, indicațiile sunt speciale. O primă zi de internare în care se fac, așa cum am spus, investigații pregătitoare, în care pacientul este pregătit în vederea intervenției, urmând ca în a doua zi, ziua operatorie, să aibă loc intervenția. Evoluția ulterioară este determinată de complexitatea intervenției, de tipul de intervenție, urmând ca pacientul să fie urmărit, evaluat în cazul în care este cazul externat și a doua, a treia zi postoperator,
Bineînțeles, funcție de tipul intervenției. Și procedura chirurgicală în sine, când durează? O oră, două, trei, o zi? Depinde foarte mult de tipul, de volumul calculului, de poziția acestuia, de tipul intervenției. Poate dacă ne exprimăm în zile? La nivelul minutelor până la nivelul orelor. Dar într-o zi se termină. În principiu, sigur că da. Da. În cazul intervențiilor ce nu necesită incizii, cum este cazul ureteroreninoscopiei flexibile, pacientul ar putea pleca și a doua zi, dar pentru noi nu aceasta este prioritatea, pentru noi siguranța pacientului este pe primul. Marile avantaje ale intervențiilor minim invazive sunt reintegrarea socială și profesională foarte rapidă. Bineînțeles că nu discutăm de 24-48 de ore, dar în orice caz, în urma acestor intervenții, sunt multe avantaje de acest fel, cu reintegrarea foarte rapidă de ordinul zilelor. Da? 3-4 zile, pacientul se poate reintegra în sânul familiei, chiar și să se ducă la serviciu. Îmi doresc să știe toată lumea că aici, la Ovidiu Clinical Hospital, avem posibilitatea tratamentului litiazei urinare, oriunde s-ar afla aceasta, și cu metode minim invazive. Odată cu introducerea ureteroreninoscopiei flexibile laser, acoperim întreg spectrul intervențiilor chirurgicale minim invazive urologice, fapt pentru care nu avem nicio rezervă în a trata orice tip de pacient cu patologie litiazică.